Salutare, dragii mei, care ați ales numărul 4 și anume această inimioară albastră, albastră ca unghiile mele. Haideți să vedem care este în primul rând mesajul de pe spatele ei, după care vom vedea restul mesajelor pentru relația voastră de cuplu în februarie 2022. Și avem healing, ia că te vindecarea și vă spune în felul următor. Imaginează-ți acum cum tu și partenerul tău, persoana ta iubită, sunteți învăluiți de o lumină alb strălucitoare și dă-ți voie să simți cum relația voastră începe să se vindece și urmează să se vindece în fiecare moment ce trece. Vindecare, vindecare, este nevoie poate de vindecare și e bine să deveniți conștienți de lucrul acesta. Haideți să vedem și alte mesaje care vor să vină și o să începem cu arcanele iubirii, să vedem care este arcana care urmează să vă reprezinte și să vă guverneze. Este perechea perfectă, ideală, arcana cu numărul 2, Marea Preoteasă. Este nevoie de înțelepciune, poate unii dintre voi care ați ales numărul 4, chiar sunteți în lumea aceasta, nu știu, de spiritualitate, de vindecare, sunteți preocupați de așa ceva și atunci, da, ia că te vă spune, știți foarte bine tehnicile, știți foarte bine ce aveți de făcut, știți foarte bine cum puteți ajuta practic această relație să se vindece, folosiți-vă de înțelepciunea din voi. Și să mergem mai departe să vedem o semnătură energetică. Ia să vedem despre ce este vorba, semnătura voastră energetică. Și avem joy, cât de frumos, fericire, numărul 42, 4 și cu 2, 6, din nou vorbim despre iubire. Prin vindecare, dragii mei, și prin conștientizări se poate ajunge la fericire, se poate ajunge la această stare de bucurie în relația de cuplu în februarie. Foarte frumos! Haideți să vedem Osho cu ce mesaje și cu ce îndrumări, cu ce ghidări vine către voi și pentru relația voastră de cuplu. Ia să vedem, dragul de Osho, cu înțelepciunea lui, ce anume vrea să vă transmită. Ia să vedem despre ce este vorba, împărtășirea, ea că te împărtășește din lumina ta și vedem această lumânare, da, această lumină acolo. Unii dintre voi, clar, aveți astfel de talente, să le spunem, da, aveți astfel de înclinații, împărtășește din lumina ta, din iubirea ta, la urma urmișei să vezi cum sub ochii tăi se transformă și se vindecă relația ta de cuplu. În primul rând, dacă tu ești conștient și știi că ai ceva, că este ceva de vindecat la tine, fă lucrul acesta. Folosește-te de puterea imaginației, care este cea mai șmecheră, să spunem așa, armă pe care o avem noi, și vindecă-te pe tine și vindecă relația de cuplu. Și vedem 9 de cupe, chiar dacă aici se numește Lena, 9 de cupe este cartea dorințelor împlinite, este acea împlinire sufletească. Împărtășește cu celălalt și ai să trăiești foarte, foarte bine, îți spune. Viețile anterioare, o carte foarte interesantă care pentru unii dintre voi vine precum o confirmare a faptului că voi și partenerul vostru de cuplu sunteți împreună sau ați mai fost împreună și în viețile anterioare. Și ce vedem aici este condiționarea, cartea diavolului. Ei, fie că aveți de-a face cu cineva în Capricorn, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în Capricorn, poate să fie și asta, dar nu obligatoriu. Ce mai vedem aici și mesajele lui Osho sunt în felul următor. Renunță la falsitate, cumva, renunță la a nu-ți arăta adevărata față, renunță la aceste lucruri, fii autentic în această relație și, așa cum am spus, împărtășește cu celălalt din lumina ta, din darurile tale, din esența ta și ai să vezi cum totul se transformă. La fel îmi spune, pentru alții dintre voi există ceva. Poate să fie ca un contract karmic, poate să fie ceva neîncheiat din altă viață între voi și necesită vindecare, ceva ce poate tot ați cărat dintr-o existență în alta, în care, bineînțeles, ați interacționat, ați fost poate chiar în relație de cuplu și încă nu a fost vindecat.
Poate acum a venit momentul și iată-te schimbarea, da? A venit momentul să faceți această schimbare. A venit momentul să vindecați ceea ce este între voi și poate să fie de ceva vieți încoace să se tot repete lucrul acesta și da, să iasă la iveală și a venit momentul, poate acum sunteți pregătiți, da? Să faceți această vindecare, să faceți această schimbare în relația voastră. La fel de bine puteți să fiți voi sau puteți să mergeți, da, iată cât de frumos, cartea treiului de săbii, izolarea și moartea și transformarea. Dar așa cum spuneam, puteți să faceți voi lucrurile acestea sau puteți să mergeți la cineva care se ocupă de așa ceva și iată, făcând această transformare, trecând prin această transformare, făcând această vindecare, relația voastră poate să... treacă la un alt nivel, poate să aibă parte de un început cu totul și cu totul nou, pentru că este ceva și repet, pentru unii dintre voi este ceva din viețile anterioare, că sunt acolo contracte karmice, că sunt niște frici, că este ceva de vindecat acolo. Dacă nu știți voi cum să faceți lucrul acesta, apelați la cineva care știe și vindecând, curățând acele lucruri, se vindecă relația voastră. Și să mergem mai departe cu amorul Ghebos. Ia să vedem amorul Ghebos cu ce mesaje vrea să vină pentru voi pentru luna februarie. Vindecare, vindecare, vindecare să fie. Că de acolo se produce schimbarea. Ia să vedem amorul Ghebos ce zice. Vindecarea relațiilor de familie. Și repet, voi, pentru unii dintre voi, voi și partenerul de viață ați mai fost și în alte vieți împreună și ați fost în legătură într-un fel sau altul, că v-a fost rudă atunci, nu știu. Și îți spune în felul următor, viața ta amoroasă va beneficia în momentul, va beneficia, da, în momentul în care îți vei ierta părinții. Dar este ceva, da, este vorba și despre iertarea părinților, lucru copilul interior, dar este ceva legat și de viețile anterioare și aici ar fi bine, da, să căutați o persoană care face regresii, da, în alte vieți sau se ocupă de aceste contracte karmice. Bun, și vedem cartea atracției, cât de frumos și new love, o nouă iubire, o nouă dragoste, după această vindecare, după aceste conștientizări pe care le veți avea unii dintre voi și după eliberările voastre, pentru că vedem, este ceva ce vă ține acolo înlănțuiți, încercuiți. Sunt chestiile acelea din viețile anterioare, apare, nu știu dacă neapărat o nouă iubire, dar îmi spune un nou nivel, da? O nouă zi sau un nou capitol, mai bine spus, în relația voastră de cuplu, dar mai este ceva de curățat, mai este ceva de vindecat acolo. Of, 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 măi, 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 da, e bine să luăm cât se poate de în serios lucrurile acestea și vedem codependența, relație de codependență, am văzut acolo și cu cartea diavolului, sunt niște lucruri mai profunde, aș spune eu, care vor ieși la suprafață și pe care e bine să le scoateți la suprafață pentru a le putea rezolva. Pentru că dacă nu știi cu ce ai de-a face, bineînțeles că nici măcar nu știi de unde să începi acea vindecare. Este nevoie de vindecare. Ia să mergem mai departe și să vedem și de aici ce alte mesaje vor să vină pentru voi și pentru relația voastră de cuplu. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Vedem, da, iacătă, și vedem pusnicul, hermitul, Sic, îți spune aici, da, eu îți spun în felul următor, caută răspunsurile în interiorul tău, este ceva, trebuie să te duci și acolo în alte existențe, în alte timeline-uri, da, linii temporale, pentru că acolo este ceva ce este de vindecat, ce este de curățat, este nevoie de căutare în sensul acesta, oh, 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 holy moly. Și iată, vedem throat chakra, chakra gâtului, da, chakra comunicării. Poate sunt niște chestii legate de comunicare, sunt niște chestii care nu au fost spuse și e bine să fie spuse. Și vedem și marele preot aici. Sunt lecții de învățat, dar pentru unii dintre voi, clar, nu e pentru toată lumea, sunt lecții de învățat din vieți anterioare. Ce mai vedem aici este în felul următor. Da, este nevoie să te retragi poate puțin în această perioadă, să stai de vorbă cu tine, să faci acele căutări interioare, să asculți ceea ce are să-ți spună sufletul tău, da, acea voce interioară.
pentru că sunt și acolo niște lecții de învățat. Este important să ai parte de această comunicare. Clar, pentru alții dintre voi, cu marele preot și pusnicul, vă zice foarte clar, ar fi indicat, nu obligatoriu, să căutați neapărat un, eu nu cred în guru, maestri și așa mai departe, un consilier poate, da? O persoană care să vă ajute să faceți această călătorie interioară, da? Sunt persoane care, repet, există multe metode, cea mai la îndemână, din punctul meu de vedere, este regresia. Dacă nu găsiți pe nimeni în zona voastră, puteți să-mi lăsați un mesaj în privat și se pot rezolva problemele. Dar ar fi indicat să găsiți pe cineva acolo în care aveți încredere în zona voastră. Pentru că doar așa, da, se pot rezolva niște lucruri și vedem cartea forței, cartea controlului. Faptul că ceva este blocat acolo, ceva încă nu vedeți voi foarte, foarte clar și nu vă lasă nici să vedeți clar în jurul vostru și poate nici să vă vedeți clar partenerul așa cum este cu adevărat. Este nevoie de o deblocare, de o vindecare, de niște conștientizări, poftim. Da, crown chakra, chakra coronă și comunicarea. Atenție, din nou vă spun, atenție, atenție la comunicarea și comunicarea care vine din partea sufletului vostru. Aveți 6 arcane majore, una după alta, poftim și Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, Marele Preot și Cartea Hermitului. Pentru unii dintre voi și cu perechea perfectă ideală, vă spune, sunteți suflete pereche, sunteți poate mai mult decât suflete pereche, ați fost în multe vieți împreună, este ceva de vindecat, sunt niște lucruri pe care le-ați adus și în relația actuală, în viața actuală împreună, le puteți transcende, le puteți vindeca, pentru că unii dintre voi sunteți la o vibrație înaltă. Unii dintre voi sunteți, nici nu știu cum să spun, semințe stelare, da? Sunteți aici cu o misiune importantă să împărtășiți din înțelepciunea voastră altora. Să împărtășiți prin cuvânt ceea ce zace poate și cred că zic bine în interiorul vostru, sunt cunoștințe și este o înțelepciune pe care ați adunat-o viață după viață după viață, dar mai este ceva de vindecat acum în momentul de față, poate acum în luna februarie, Doamne ajută, inshallah, so mult it be, da? Să se vindece și să se deblocheze. Da? Pentru a vă putea face misiunea, că unii dintre voi aveți misiune de spirituală prin comunicare. Da? Pentru că există niște blocaje, am văzut și cu treiul de săbi, există niște blocaje la nivel emoțional, există acolo oarecare închidere, am văzut blocajul și aici, este nevoie de meditație, este nevoie de vindecare, de căutare de sine pentru a debloca acele lucruri, iată fricile. Fricile, asta blochează comunicarea cu spiritul, aș spune eu. Sunt foarte multe temeri, foarte multe frici. Știu că vorbim despre relație de cuplu și poftim și cartea turnului. Cartea turnului care vorbește despre răsturnări de situație. Știu că vorbim de relație de cuplu, că asta începusem să zic, dar știți că eu... Da, în fine. Bun, dar vorbim aici despre o misiune spirituală importantă pe care voi o aveți, unii dintre voi, ca și cuplu. De-aia tot insist aici că așa insistă spiritul să vă spun lucrurile acestea. Hai să trecem puțin pe 3D și atunci vă zic în felul următor, există fie de partea voastră, fie de partea partenerului vostru de cuplu, niște temeri. Niște frici, nu știu dacă sunt fondate sau nu sunt fondate, sunt chestii întâmplate în copilăria sa, este trauma aceea de probabil abandon, probabil de trădare, vom vedea dacă apare lucrul acesta, dar este nevoia, mi se spune, accentuată de control, fie a voastră, fie a partenerului vostru de viață, nu-i plac răsturnările de situație, nu-i plac schimbările bruște. E, asta este, sau vouă nu vă place lucrul acesta și atunci trebuie lucrat cu aspectul acesta din voi. Ce mai vedem aici este că da, se produce o transformare, se produce o schimbare bruscă chiar în această lună când vine vorba de relația voastră de cuplu. Dacă vă ascultați intuiția, dacă ascultați vocea spiritului, ceva se schimbă, ceva se transformă acolo și se merge către reușită, dar este nevoie de încredere în ceea ce primiți ca și mesaj din partea spiritului.
Și să mergem mai departe, uite, cu ăsta și haideți să vedem ce alte mesaje vor să mai vină pentru relația voastră. Este ceva deosebit aici pentru unii dintre voi, inclusiv cu libelulele acolo, care sunt simbolul spiritului. Aveți o misiune importantă. Poate, da, poate de asta sunt și atâtea încercări. Hai să vedem ce altceva vrea să vă mai transmită spiritul. Din nou, marele preot, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Da, poate unii dintre voi sunteți căsătoriți cu această persoană sau urmează să colaborați cu această persoană. Aveți de împărtășit învățături celorlalte persoane. Interesant, se confirmă. The Ten of Pentacles, ia câte 10-le de monede, repet, da, puteți fiți căsătoriți cu această persoană sau poate urmează să faceți lucrul acesta după perioada de vindecare. Dar la fel vă spune că aveți o misiune împreună și veți ajunge la abundență împărtășind din esența voastră, din cine sunteți voi cu adevărat, din înțelepciunea ancestrală care zace în voi. Și vedem și regina de săbii. Regina de săbii poate să fie, poate sunteți voi sau partenerul de viață, cineva în zodie de aer cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de aer, clar nu este obligatoriu, poate să vorbească și despre fie voi, fie partenerul, care sunteți mai tranșanți, așa, poate mai regi, mai detașați de partea emoțională, pentru că, repet, acolo este nevoie de vindecare. Și vedem The King of Cups, regele de cupe și regina de săbii, da? Unul, știți cum îmi arată acum, unul din voi doi este mai deschis în această relație, este mai așa cu sufletul pe tavă, celălalt este mai logic, mai rațional, mai tranșant, mai rece. Că sunt traumele, că sunt ce-o fi acolo. La urma urmei, cumva se echilibrează balanța și poftim doiul de cupe, cartea sufletelor pereche. Eu v-am spus și vă repet, nu este o legătură și o relație oarecare ceea ce văd și simt eu aici. Sunteți un cuplu care a venit cu o misiune specială. Poftim din nou schimbarea de Wheel of Fortune, roata norocului și asul de bâte. Arată clar că această relație, chiar dacă a avut suișuri și coborâșuri, chiar dacă s-a întâmplat nu știu ce pe acolo, urmează o revitalizare, urmează o reînnoire a acestei relații. Și la fel de bine vedem că dacă vă veți urma calea pasiunii voastre, veți ajunge la abundență, veți ajunge să trăiți lucruri foarte, foarte frumoase. Și poftim The Hermit, din nou cartea Hermitului, căutarea de sine, statul de vorbă cu sinele tău, cu sufletul tău, pentru că este mare nevoie pentru vindecarea acestei relații. Și The Queen of Wands, iată și regina de bâte, după cartea Hermitului, care ne zice foarte, foarte clar: în momentul în care vei face acea căutare de sine, vei înțelege lumina din tine, vei găsi lumina din tine și mesajul pe care sufletul ți-l transmite, vei avea curajul. Și am văzut și asul de bâte. Vei avea curajul și determinarea de a merge mai departe, da, în acest cuplu, cu această misiune, și veți face lucruri mărețe împreună. Ei, dragii mei, care ați ales numărul 4, iată, astea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna februarie, o energie aparte, aș spune eu. Foarte posibil să nu fie pentru toată lumea, mai ales partea cu misiunea specială, dar misiunea specială, misiunea spirituală, e speciale, da? Dar foarte clar a venit mesajul, a trebuit să-l lansez, pentru că eu așa fac de fiecare dată. Ei, dragii mei, astea sunt mesajele, dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați să apreciați acest videoclip și să îl distribuiți, să ajungă la cât mai multe persoane, de ce nu? Comenturile le aștept în secțiunea de coment. Și dacă nu ați apucat până acum să vă abonați la canalul meu, apasă, te rog, butonul de abonează-te și clonțopelul, așa cum îi spun eu, pentru a vedea când vin cu noutăți pe canal. Și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la toate lucrurile minunate de pe acest canal, și foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.